Dintre toate experiențele pe care le-ai avut în Japonia, care ți-a plăcut cel mai mult? Cea de astăzi cu maestru, când am fost la templu, mi s-a părut foarte interesant că am fost toată echipa și timp de 15 minute am putut medita cu toate și faptul că am fost toate acolo și am simțit ceva aparte. Am simțit puțin din Japonia adevărată. Crezi că v-a ajutat pentru meciul de sâmbătă? Da, cred că asta a fost și ideea staff-ului de a ne duce acolo și să creăm o conexiune împreună. Ce înseamnă pentru tine să joci pentru România? E un sentiment aparte și faptul că reprezinți România într-o astfel de competiție internațională îți dă de fapt aripi și te face să realizezi cât de mult ai muncit și cât de mult trebuie să muncești ca să demonstrezi. Și cumva ești mândru că ești român și că poți reprezenta țara atât de bine. Jucăm fix pe 1 decembrie, de ziua României. Ai un mesaj pentru România? Da, mi-aș dori foarte mult ca ei de acasă să susțină naționala, să aibă încredere în noi și noi, la rândul nostru, să oferim tot ce e mai bun pentru ei. Ai emoții când ești pe teren? Emoții constructive, bineînțeles, dar contează și emoția jocului și când intri, nu mai contează, de fapt, orice altceva. Ești doar tu cu echipa ta. Dacă ar fi să poți aduci pe cineva până în Japonia, pe cine ai aduce? Pe nimeni. Aș lua doar echipa mea în Japonia. Și aș vrea ca toate să vedem acest lucru și să ne vedem undeva sus, dar din nou împreună. Ce înseamnă pentru tine primul turneu final, primul turneu final cu România? Da. O bucurie imensă, mai ales acum în preajma sărbătorilor și că este în Japonia campionatul, dar mă face să fiu mândră și fericită că pot fi alături de aceste fete minunate și că fac parte din această grupare. E un sentiment aparte. Ați analizat jocul Spaniei? Da, ultimele antrenamente doar despre asta au fost. Mai avem la dispoziție ziua de mâine și am făcut vizionări. Am pus în practică la antrenament ce trebuie să știm despre Spania. Cum a fost experiența cu bătutul Tobel? Mi-a plăcut foarte mult că organizatorii au avut inițiativa de a ne include și pe noi, fetele. Am fost unul dintre noi mai curajoase. Se pare că nu toate am avut ritmul la noi, dar sper că a ieșit ceva frumos și a fost o experiență inedită. Altceva pentru noi și pentru acele câteva minute am intrat în atmosfera trupei respective. Te-ai gândit că veți avea oportunitatea să experimentați atâtea lucruri în Japonia? Nu. Nu m-am gândit la asta, dar însă mi-am dorit foarte mult și mă bucur că am avut ocazia să facem lucrurile acestea. Au fost binevenite pe lângă antrenamentele de zi cu zi. Am ieșit cumva din starea de disconfort cauzată de fusul orar.